Bună ziua și bun găsit la o nouă ediție Rom European. Astăzi vom vorbi despre burse în domeniul medical pentru tinerii romi. Agenția de monitorizare a presei ActiveWatch, în parteneriat cu Roma Education Fund, Asociația Medicilor Rezidenți, SASTIPEN și Open Society Institute, lansează proiectul O generație de specialiști romi în domeniul medical. Proiectul susține accesul tinerilor romi la educația academică și combate abordările stereotipe cu privire la dezinteresul romilor față de educație și față de profesiile care necesită o pregătire înaltă. Tinerii romi vor fi sprijiniți să își dezvolte potențialul de leadership, să obțină rezultate academice excelente și să se susțină financiar în procesul de educație în domeniul medical. Povestește-mi puțin despre tine. De cât timp studiezi medicina? Studiez medicina, acesta ar fi teoretic și practic, al 6-lea an. Din motiv că am mai absolvit o facultate, și anume Facultatea de Balneofizio-Kinetoterapie și Recuperare Medicală, de 3 ani, iar în prezent sunt anul 3 la medicină dentară. În 2009, când am terminat liceul, eu împreună cu 3 colegi, am dat admitere la Facultatea Coventry University din Marea Britanie. Și am fost admis pe un profil de computer science. Am făcut acolo un an, după acel an în care era plină criză economică în Marea Britanie, erau destul de reduse posibilitățile de angajare. Am revenit în România și am încercat un alt drum. Înainte de a pleca din România, eram destul de indecis între medicină și partea de IT, computere, informatică, și dacă tot m-am întors, am zis să schimb domeniul, poate așa e un drum mai bun. Și deocamdată nu sunt dezamăgit în niciun fel de alegere făcută. De studenți la medicină și elevi la școlile post-liceale medicale vor fi selectați în perioada noiembrie-decembrie 2011 dintre cei 112 candidați care au fost selectați în prima etapă ce a avut loc în august 2011. În urma selecției vor primi o bursă și un mentor, sub îndrumarea căruia vor studia pe parcursul acestui an academic. Cei care au trecut și de prima etapă au participat și la tabăra de advocacy în domeniul sănătății, organizată în perioada 1-10 septembrie la Iași. Tabăra de advocacy este una din activitățile proiectului O generație de specialiști romi în domeniul medical. Face parte din marea componentă de mentorat a proiectului. Ar fi practic cea de-a doua etapă, zicem, etapa de mijloc, care leagă etapa de burse și etapa de mentorat propriu-zis. Este practic locul unde studenții se întâlnesc cu cei care vor fi mentorii lor. De exemplu, pentru prima dată. Ce s-a întâmplat în tabăra de advocacy? Cum au relaționat mentorii cu studenții? A fost un debut în sensul în care ei s-au cunoscut, s-au identificat studenții din județele respective cu mentorii din județele respective, urmând ca ulterior au schimbat contacte, numere de telefoane, mail-uri, urmând ca la începerea anului academic să înceapă să-și dezvolte planul de dezvoltare personală. Mentorul are rolul de a-l ghida pe student în cariera academică, de a-i arăta oportunitățile de care se poate folosi în parcursul acestei cariere, pentru că fără o falsă modestie, Facultatea de Medicină este una dintre cele mai grele facultăți. Pe lângă toate cele menționate, mentorul îl ajută pe student să intre în practica spitalului,
în primii ani un student nu are un acces atât de mare la patul bolnavului, nu are acces la practica medicală pe care un student din an terminal o are sau nu are, depinde de centrul universitar din care face parte, astfel încât medicul rezident îl poate lua în gărzile lui, poate să-l învețe niște lucruri de care el se va folosi ulterior în pregătirea lui ca medic rezident. Încă din 2008 am primit un telefon de la doamna Clara Matei, președintele Asociației Medicilor Rezidenți din București, în care mi-a explicat și mi-a detaliat posibilitatea de a aplica la programul de burse Roma Health Scholarship. Mi-a schimbat viața această bursă, acest program de burse, din motiv că am fost sprijinită atât moral cât și financiar. Am participat la diverse congrese naționale, internaționale, am putut beneficia de un curs de limbă străină. Pentru mine e al doilea an de bursă. Programul acesta mi-a schimbat mult viața. Faptul că sunt bursier în acest program mi-a oferit multe, multe avantaje. Poate cel mai important, cel financiar. Facultatea de medicină este una care necesită resurse financiare destul de bogate. Materialele de studiu fiind destul de scumpe, taxa de studiu este destul de ridicată și iar suma oferită de bursă a fost clar un suport esențial pregătirii mele. La fel de important este și suportul pe care ți-l oferă mentorul. E ok să știi că e cineva acolo care are grijă de tine, care îți oferă sprijin atunci când ai nevoie. Mă pot concentra mai mult asupra studiului și de asemenea pot participa și la activități extrașcolare, și anume pot să scriu lucrări științifice, pot să particip ca autor, respectiv cu autor. De exemplu, anul trecut am participat activ în Amsterdam la un congres pe sănătate publică cu o lucrare susținută pe promovarea sănătății orale, lucrare care a fost apreciată. Am participat pasiv la diverse congrese pe studenți și tineri medici și de asemenea ca și cu autor la o lucrare în domeniul dermatologiei, ce a fost prezentată în Istanbul. Prima zi a agendei a presupus, de exemplu, pentru mulți dintre ei, un curs de comunicare pe care l-a livrat Daniel Rădulescu. Pentru o altă grupă a existat sesiunea de lobby și advocacy, pentru o altă grupă a existat sesiunea de elemente de cultură și istorie romă, iar o altă grupă vorbea deja despre sistemul de sănătate și despre factorii care influențează sistemul de sănătate, după care se roteau între ele și fiecare din aceste grupe a avut parte, practic, de aceleași module care le-au fost livrate. De ce ai ales medicina? Pentru că mi-a plăcut dintotdeauna, pentru că mi se pare că este o profesie nobilă, care poate să ajute oamenii și îmi doresc să mă implic și în proiecte ce vizează dezvoltarea comunității rome din care fac parte. Medicina am ales-o din pasiune pentru anatomie, mai mult, pentru că la început nu știi exact ce înseamnă medicină. Știi doar că îți place anatomia, îți plac științele de genul ăsta. Și totodată pentru că îți oferă posibilitatea să lucrezi intrând în contact direct cu oamenii. E un mediu în care socializezi cu pacientul, spre deosebire de celălalt domeniu IT în care eram pur și simplu în fața unui calculator în fiecare zi.
Au fost foarte impresionați de sesiunea de lobby și de advocacy. Faptul că cineva te învață cum să susții o cauză dacă ajungi vreodată medic într-o comunitate, că cineva te învață, poate pentru prima dată auzi că tu, ca medic, n-ar trebui să fii doar un bun profesionist, ci ar trebui să fii și om în primul rând. În această tabără de advocacy există o zi în care efectiv există o zi în comunitate, o vizită în comunitate. Iar din comunitatea respectivă vine întotdeauna un lider. Liderul respectiv le vorbește copiilor despre comunitate, îi introduce cumva în atmosferă. Însă șocul, să spunem, pentru mulți dintre ei apare atunci când ei intră în comunitatea respectivă. Ce pot să spun? Prin intermediul trainerilor Daniel Rădulescu, George Rădulescu, Mădălin Morteanu și alții, am putut să învăț strategii de advocacy, de implementare a unor decizii, de influențare a lor. Am putut să învăț principiile comunicării eficiente, mi-am dezvoltat idei legate de istoria și tradițiile comunității rome. Am participat de asemenea la vizitele în comunitățile de romi. Am înțeles mult mai clar care sunt factorii determinanți ai stării de sănătate a romilor. Eu provin dintr-o familie de romi asimilați. Nu am fost în astfel de cercuri și nu știam foarte clar ce se întâmplă cu adevărat. Eu cred că este super că în tabăra asta de advocacy efectiv încerci să înveți ce înseamnă empatia. Ok, unii sunt absolut profesioniști, învață foarte bine, am avut studenți de 10. Faptul însă că nu știu cum să interacționeze și cu un alt tip de pacient decât cel obișnuit, care știe să dea șpaga și care cu banul poate să-și cumpere sănătatea, e altfel când te confrunți cu oameni care nu-și permit lucrul acesta, cu oameni cărora le e frică să meargă la medic, care știu că vor fi judecați atunci când vor ajunge acolo. E altfel să vezi copii bolnavi care niciodată nu știu că vaccinul respectiv îi va ajuta vreodată și nu că e ceva împotriva lor. Îmi place și mă gândesc cu plăcere la faptul că au învățat în tabăra de advocacy că atunci când vor vedea într-o comunitate săracă faptul că niciun părinte nu-și duce copilul la vaccinul antirujeolic, să zicem, și boala asta bântuia uneori în comunități și nimeni nu știe cum să-i ajute, să fie el medicul cel care să aibă curajul să meargă la un DSP și să spună ce se întâmplă acolo și să-și asume faptul că ar putea să facă o campanie pe lucrul acesta și să sprijine oamenii respectivi. Asta încercăm să învățăm într-o tabără de advocacy. Asta ar fi mesajul. Fiți, în afară de profesioniști, fiți oameni. Faceți ceva pentru oamenii respectivi, încercați să-i ridicați și pe ei dacă voi ați reușit. Cum a fost în comunitățile de rom? Sincer să fiu, am avut o atitudine neutră la început, deși am fost tentată să mă implic emoțional. De ce spun atitudine neutră? Pentru că am încercat să îmi fac o imagine de ansamblu și să empatizez cumva. Anul acesta este prima dată când eu particip la o tabără de advocacy ca trainer voluntar. Era concediul meu și am spus în momentul în care colegii mei au spus: băi, avem nevoie de cineva care să transmită informații despre istoria și cultura romilor așa cum sunt ele. Ești istoric la bază, ajută-ne. Și am spus ok, las baltă concediu și am venit și eu să transmit copiilor ceea ce știu. Pentru mine a fost șocant să văd că niciunul dintre ei nu știe nimic despre ceea ce înseamnă istoria romilor din România, dar nimic. A fost un curs în care a trebuit să țin piept cumva și știți, există așa o neîncredere. Păi despre ce vorbește? Că noi n-am învățat niciodată. Am făcut istorie cu toți în liceu. Dar n-am învățat niciodată lucrurile astea. De unde romii ăștia și unde și când? Noi facem parte din grupul acesta care, despre care nu mi s-a zis niciodată nimic la școală. Și a trebuit să vin cu argumente, cu documente. Am adus pentru fiecare frază pe care le-am transmis un document. Ca să fie siguri că am corelat istoria României cu ceea ce se întâmpla și în spatele ei cu acest segment de populație și pe care nu ni-l transmitea nimeni la școală. Am fost foarte fericită să văd că la final îmi, cu mare plăcere, recorectau acel Roma quiz și învățaseră deja în 4 ore de curs, să zicem, ceea ce nu știau de ani de zile, ceea ce nu știuseră de ani de zile.
A doua etapă a selecției va duce la alegerea celor mai buni 80 de candidați dintre participanții la tabără. Evaluarea se va face în urma transmiterii de către candidați a rezultatelor obținute în anul academic precedent. În proiectul O generație de specialiști romi în domeniul medical, Asociația Medicilor Rezidenți va pune la dispoziție un număr de 30 de medici rezidenți, medici specialiști, care se vor ocupa de tutorarea acestor studenți la medicină, care ulterior vor ajunge medici de excelență, cum am avut și în anii precedenți în programul pilot pe care l-am desfășurat cu aceiași parteneri. Am avut niște rezultate extraordinare, în sensul în care avem un fost bursier care acum este la Cambridge, avem un bursier care acum este în Franța, la facultatea din Marsilia. Și sperăm că în viitorul proiect, Asociația Medicilor Rezidenți va da aceleași rezultate pe care le-a avut și în programul pilot. Care este relația ta cu mentorul tău acum? Relația cu mentorul meu este destul de apropiată. După atât timp am devenit prieteni, nu mai e o relație așa strict profesională. Oricând pot să-i cer un sfat legat de o decizie a mea pe care trebuie să fac, nu știu, pentru facultate sau pentru viitoarea mea carieră. Pe baza calificativelor pe care le dă mentorul studentului bun, în urma unui an academic în care ei au colaborat, studentul poate să, sau nu poate să obțină bursa. Adică dacă un student, de exemplu, nu se prezintă la întâlnirile cu mentorul, nu este implicat în activitatea academică, pentru că, în primul rând, bursa din acest proiect este o bursă academică. Cu cât studentul este mult mai compliant, cu cât studentul este mult mai prezent în activitatea aceasta academică pe care mentorul o va pune la dispoziție, bineînțeles, de comun acord, atunci studentul va putea să beneficieze din nou de o bursă. În funcție de mediile obținute de către candidați, aceștia vor putea alege dintre cele trei burse oferite, și anume bursă de excelență pentru studenții și medicii rezidenți cu media anuală sau media examenului de admitere din 2011 în facultate peste 9, vor obține 3.500 de euro pe an. Bursă de studiu pentru studenții și medicii rezidenți cu media anuală 2010-2011 sau media examenului de admitere 2011 în facultate, între 8,99 și 6, vor obține 2.500 de euro pe an. Și bursa de studiu pentru elevi în școlile post-liceale sanitare cu media anuală 2010-2011 sau media examenului de admitere 2011 în școala post-liceală sau media examenului de bacalaureat sau media generală de studii pentru absolvenții de liceu peste 7 vor obține 1.500 de euro pe an. Mai multe detalii găsiți pe site-ul proiectului www.burserom.ro. Aurelia, vreau să zic o chestie. Eu prima dată când m-am înscris la programul ăsta cu fondul de Roma Education Fund, mă rog, căutam eu pe net așa ceva, resurse, știi, mă uitam după o bursă ceva și când am scris burse pentru studenți rom, am găsit un articol în care erai tu și era acolo povestea ta care era destul de interesant. Prima dată când am văzut, te-am recunoscut din poza de acolo. În cursul celui de-al doilea semestru al acestui an universitar se va deschide competiția pentru selectarea bursierilor pentru anul academic 2012-2013. Detaliile le puteți găsi pe platforma online atunci când aceasta se va deschide pe site-ul proiectului www.burserom.ro. Îi încurajez și pe ceilalți să aplice pentru acest program burserom.ro? Bineînțeles că da. I-aș sfătui și pe cei care ne privesc să nu ezite să candideze pentru această bursă, pentru că au doar de câștigat. Studenții și elevii se vor putea înscrie pentru obținerea unei burse accesând site-ul proiectului www.burserom.ro.
Participanții vor fi selectați în urma unui set de criterii riguroase, și anume rezultatele obținute în anul academic sau școlar precedent, motivația participării, dar și potențialul de leadership. Tabăra de advocați de anul acesta a fost o surpriză extrem de plăcută. Oameni interesați, oameni care n-au venit doar pentru că trebuiau să iau bursă, oameni care vor să devină profesioniști în domeniul medical, dar oameni care, dincolo de aceasta, au învățat și alte lucruri. Au învățat că, dincolo de profesia lor, trebuie să fie empatici, trebuie să se gândească să fie altruiști, cu dorința de a-l ajuta pe celălalt. Până la urmă, ce a zis Dumnezeu? Ajută-l pe cel de lângă tine, da? Pe aproapele tău. Poate că asta sunt medici, poate asta încercăm noi să formăm acum. Eu sper din tot sufletul că s-a întâmplat. Care sunt planurile tale de viitor? Într-un plan așa îndepărtat, mi-ar plăcea să cred că o să fiu un medic cardiolog specialist. Îmi doresc să fiu un medic stomatolog foarte bun. Aceasta a fost ediția de astăzi. Eu vă aștept și săptămâna viitoare la aceeași oră. Sunt Loredana Dumitru și până atunci, să trăiți mișto! Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!